Salutare tuturor fanilor Formula 1 și 1. Suntem la un nou episod al podcastului vostru preferat. Imediat după cursa din Bahrain, prima cursă din sezonul 2024. Permite-mi mie să încep în forță astăzi cu un cadou pentru tine. Ești pregătit? Tu, pentru că ești fan Ferrari. Eu. Și pentru că astăzi, coincidență, Carlos Sainz a ieșit Driver of the Day, eu am pentru tine, atenție, te las să descoperi. Am pentru tine o cască Carlos Sainz, o căscuță. Tare semnată de, semnată de Carlos nu Sainz. Nu cred. Ba da. Am primit-o astăzi de la Bitdefender, așa ca un... un reminder că Bitdefender este sponsor scuderia Ferrari. Foarte tare. Nu doar că e sponsor, dar are un placement mai smart pentru logo Bitdefender, acum și pe căști. Foarte tare, foarte tare. Asta e o cască la scara 1 pe 2. E 1 pe 2? Scrie pe ea? Nu, dar știu eu că e 1 pe 2. A, știi tu că e 1 pe 2? Da. Asta știe tot. Păi, a, nu? Nu e 1 pe 2? Nu știu, mi se pare cam mică să fie doar 1 pe 2, dar poate am eu capul prea mare. Da, s-ar putea să fie cam mică totuși. Ba nu, cred că cam atât. Păi. 10? Mm-hmm. Ok. I se deschide și viziera, să știi. Foarte tare. Păi nu mai comentăm azi. Nu mai comentăm azi, nu? Te joci cu casca. Te joci cu casca lui Carlos Sainz. Nu, da. Deci inevitabil, mi se pare o coincidență superbă faptul că astăzi îl avem aici cu noi prezent pe Sainz, în condițiile în care, mă repet, a ieșit Driver of the Day după o cursă pe care a gestionat-o nu doar în vână, ci foarte inteligent. Superb. Și condusul și gânditul, ca să zic așa. Și deci, condusul și gânditul. Avem foarte mult de vorbit despre Sainz astăzi. Are o ciușcă aici. Da, da, da. A fost omul iute. a fost iute, da, da, da. Așa. Deci chiar a fost iute. Avem foarte mult de vorbit despre Sainz, pentru că am bârfit noi puțin înainte un subiect pe care o să-l scoatem imediat în față. Dar până la urmă, hai să vorbim despre, odată, performanța lui în calificări, performanța lui în cursă și performanța lui relativ la Leclerc. Băi, în calificări, vorbind oricum la general așa, am avut un fel de business as usual. Puteai să ai, fi putut să zici. Adică ordinea era cam asta pe care am avut-o, o aveam și înainte. Adică Verstappen cu Leclerc și-au jucat pole position-ul pe care teoretic Leclerc ar fi putut să-l ia, doar că se pare că a fost o mică bâlbă de strategie de cauciucuri la Ferrari. Încă o bâlbă la strategie mică, la Ferrari. Mică. De ce nu mă miră? N-a ajuns în Q3 cu cauciucurile cu care ar fi vrut să ajungă, toate, și atunci a fost un pic penalizat de chestia asta. Deci oricum am avut jocul ăsta pe care l-am avut și în trecut și după el chestia normală, mixul între Mercedes și Ferrari și, să zicem. Dar, spre deosebire de ce am avut în trecut, ca să nu fie chiar business as usual, merită menționat că am avut toți piloții în Q1 într-o secundă, de la 1 la 20, care mi se pare un pic promițător așa pentru joaca pe care o să o avem pentru antrenul din 2024. Din 2024, da? Și am avut în Q3 primii 9 piloți în 6 zecimi, sub 6 zecimi, 5 și ceva. Deci mi se pare iarăși extraordinar, asta înseamnă că e potențial. Acum ce am văzut în cursă de la Max Verstappen este ceea ce face Max Verstappen. Da, adevărat. Care e un pic diferit de Red Bull ca ansamblu. Ca ansamblu, adică l-am văzut pe Sainz, apropo că tot a venit vorba, ținând pasul cu Perez până în ultima clipă. Ba chiar sperând cu hardurile lui să reușească să ajungă din urmă, dar nu s-a întâmplat pentru că în cursă mașinile Red Bull sunt cunoscute pentru faptul că sunt suave cu anvelopele. Cu anvelopele, știți, spre deosebire de mașinile Ferrari. Dar trebuie remarcat și aici eu ca fan Ferrari și cine o mai fi, ăia 2-3 care o mai fi, exact. Trebuie să se bucure că e un progres evident la Ferrari, adică nu, mașinile n-au mai ciugulit la cauciucuri cum o făceau înainte. Înainte, deci corect. Există o bază mult, mult mai solidă. Există o bază mult mai solidă la foarte multe echipe
în 2024. Există o bază mai solidă și la Mercedes, există o bază mai solidă și la Aston, există și la McLaren. Dar hai să ne întoarcem și să terminăm discuția despre Sainz, care în cursă, cum spuneai, a gestionat foarte bine și degradarea învelopelor, a gestionat foarte inteligent și push, not push, a gestionat și depășirile când au fost de făcut, l-a depășit și pe Charles, săracul, care avea probleme. A făcut depășirii frumoase, a depășit de doar pe Charles odată cu tupeu, adică o frânare târzie cu tupeu. Da. Un pic riscante depășirile așa pe ansamblu, dar oricum am discutat despre faptul că Sainz o să arunce în joc totul pentru că el are de dovedit mai mult anul ăsta pentru el, adică trage pentru echipă. Are de dovedit pentru celelalte echipe. Pentru celelalte echipe, da, trage pentru el, foarte trage și pentru echipă. Și nu mai are nimic de pierdut la Ferrari. Exact, și atunci el e dispus să treacă de niște limite și poate că un pic au fost depășirile un pic riscante, mai ales având în vedere că mașina lui Charles avea se probleme. Știa în echipă că avea probleme de control un pic, adică Leclerc s-a plâns de faptul că frânele îi blochează și nu poate să scape de blocajul ăsta aproape niciunde pe circuit, deci ba chiar după cursă spunea că încerca să se adapteze de la tură la tură și el de la început de când a simțit că frânele nu funcționează cum ar trebui să funcționeze, a încercat să frâneze mai devreme cu 1, cu 2 metri, cu 3 metri. Ideea era că în prima jumătate a cursei lucrurile au stat așa de rău încât degradarea era vizibilă de la tur la tur și oricât s-ar fi pregătit el bazându-se pe experiența turului anterior, tot nu era suficient și frânele se blocau în continuare. Și problema este cu odată ce blochezi roțile, ce se întâmplă pe anvelopa? Aproape niciodată nu se blochează ambele în același timp. Una este rasă mai mult decât cealaltă. Cea care e rasă mai tare face un flat spot acolo, o palmă, în loc să fie rotund. Perfect rotundă, da. Da, practic, pata aia aplatizată va face ca la fiecare tură, la fiecare frânare, să crească riscul unei blocări și noi. Practic, da, tu practic ajungi să te lupți până schimbi anvelopa respectivă, este un fel de dușmanul vieții tale, pentru că la fiecare cursă aproape că concurezi cu blocajul. La fiecare frână. Deci o situație dificilă. În afară de chestia asta cu blocajul care se vedea din exterior, mai era și, am înțeles, o diferență uriașă de temperatură între cele două roți. Exact. De 100 de grade între dreapta-stânga. Și, exact. Și la 100 de grade, ceea ce mă gândesc că e uriaș, adică Leclerc o menționa ca fiind o chestie uriașă. Și iarăși, chiar în timpul cursei, a comunicat echipei că mașina îi virează. Deci avea un brake steer, care este dincolo de incomod. Este, trece în periculos. Da. Să ai brake steer pe frânare, deci mașina poate să fie un pic incontrolabilă. În contextul ăsta, depășirea lui Sainz capătă o valoare de... Un nivel de pericol suplimentar. Un nivel de pericol suplimentar, dar până la urmă e foarte bine că a reușit să termine pe 3, amenințând un pic de la distanță vag cu potențial pentru poziția a doua, mi se pare excelentă cursa lui. Fabulos. Ceea ce i s-a întâmplat lui Leclerc, din nefericire, este ceea ce unii ar spune că este extraordinar de greu de gestionat. În afară de asta, este o dovadă că în Formula 1, dacă nu-ți merg perfect toate lucrurile cu mașina, ceea ce tu vei face în cursă este o gestionare a problemelor, nu o urmărire a unui loc mai bun pe podium sau pe grila de finish. Ideea e că dacă un lucru îți merge prost, e foarte posibil ca în cascadă multe alte lucruri să-ți meargă și mai prost până la sfârșitul cursei. Cam asta a avut de gestionat Leclerc și din păcate trebuie să facem o referire la episodul trecut de podcast în care Cătălin ne spunea că Leclerc și-a ratat cariera la Ferrari. Noi încă mai sperăm să nu fie așa, dar omul săracu la nivel psihic
nu știu cât mai poate îndura. Adică după atâtea sezoane de probleme în cascadă la Ferrari, să mai încep și acum 2024 cu această problemă, cu mașina, ok, făcând un salt spre Red Bull, dar totuși cu aceste probleme uriașe și să-l vezi și pe Sainz că termină în fața ta Grand Prix-ul după ce în calificări tu ai avut în Q2 cel mai bun timp din sesiunea de calificări, cred că trebuie să fie extraordinar de frustrant pentru Leclerc. Verstappen chiar a zis că se aștepta ca Leclerc să ia pole position. Da. Acum, Verstappen e destul de direct, cumva, nu e așa, adică dacă era la poziția Hamilton, da. Puteai să te gândești că e o aburală. O poziționare de public relations. Da. Dar la Verstappen e direct și el a zis că eu, pentru mine a fost un pic de o surpriză, eu mă așteptam să ies P2. Bun. Și era un singur P1 posibil în capul lui. Era Leclerc. Am înțeles. Care a luat foarte multe pe finalul sezonului trecut. Știi? Da. Piloții buni reușesc să compenseze viciile de mașină. Știi? Adică dacă, și dacă te uiți în istorie, o să vezi că piloții considerați cu adevărat buni, au reușit să câștige sau măcar să se lupte la limită cu mașini uneori care erau teribile. Dar nu-ți dorești, ca în cazul lui Leclerc anul trecut și în general de când e la Ferrari, să abordezi, să iei toate cursele cu manta, să zic, știi? Adică mai vrei și tu pe direct uneori, știi? Da, bă, v-am dovedit suficient că sunt un pilot bun. Nu mă mai chinuiți. Cam așa e, nu? Da, hai totuși să încheiem într-o notă pozitivă cu Ferrari. Eu văd un... adică mi se confirmă că este un progres evident. Da. Hats off, Vasseur. Da, echipa, în general, știi? Da, da. Mi se... Eu sper că o să avem... Cursa asta nu e neapărat foarte relevantă pentru tot campionatul. Acum se fac reglaje, bineînțeles. E relevantă prin faptul că la Red Bull au mers toate lucrurile ca unse, știi? Ba chiar Verstappen a declarat după cursă că se întâmplă, trebuie să te bucuri de momentele astea, că se întâmplă destul de rar să meargă totul absolut perfect, bine, zice el, care am văzut ce a făcut anul trecut, cam cât de imperfecte au fost cursele lui. Deci el probabil că e într-un multiorgasm continuu, dacă îi merg toate cursele așa cum au mers alea 19 de anul trecut. Recordurile astea pe care le tot bate, că azi a ajuns la 55 de Grand Prix-uri câștigate. Da, parcă așa, nu? 55, da. Și pole position, iarăși, am trecut pe numai, am uitat acum pe care din istorie. Dar nu prea mai au așa mare semnificație în momentul în care ai 24 de curse. Și dacă te uiți înapoi la era Schumacher, Senna, când erau 16, 17 curse pe an, știi? Da. O diferență uriașă, adică 40% sau tot. În plus, da, așa. Nu mai sunt așa relevante și de după 2006 încoace, când au început să crească foarte mult numărul de curse din sezon. Nu 2006, hai să nu chiar așa de mult. Cred că au început să crească... Mai recent. Da, după 2010-11 încoace au început. Bun, acum dacă tot ai deschis discuția despre Red Bull, eu vreau să te întreb ca o babă prin proximitate față de tine. Înțelegi. Cum ți s-ar părea ție să ajungă Sainz în locul lui Perez la Red Bull din 2025? I-am văzut în cool room și am fost așa. Uite o schimbare. Nu e o idee rea și e plauzibilă din multe puncte de vedere. Adică ai zice că Red Bull are poolul lor de piloți din care să aleagă. Poolul lor de piloți din destul de mare. Adică este Perez care... Poftim, un locul 2 absolut onorabil, n-a mai avut finish-ul ăsta de, nu știu... De mult, de la începutul... De 9 curse, cred, exact, sau ceva. Exact, deci n-a mai terminat pe locul 2 de 9 curse. Adică a început foarte bine, știi? Calificarea n-a fost așa... Ar fi putut fi mai bună, având în vedere cum a mers Max, dar eu zic că e ok. Absolut. În spate... Tsunoda și Ricci n-au avut o cursă rea și eu cred că încă el acolo, încă e în balanță. Ar putea fi unul dintre ei potențial înlocuitor, să zicem, dacă ar vrea până la urmă să renunțe la Perez.
Există Liam Lawson, care a dovedit ca un rookie că a venit și imediat și-a făcut puncte în prima cursă, da. Știi, luat de la plajă, ca să zic așa, într-un fel pus în mașină, știi? Deci un pilot excelent, care nu are așa în urmă un palmares extraordinar, dar uite că înfipt mi se pare. Deci există acești trei. Există Perez, care e acolo. Deci ei au 5 piloți, cum ziceam, pe 4 locuri în momentul ăsta oricum. Și există Albon, care este în grădina, a fost în grădina Red Bull. I-au dat ei un shot în fund, dar totuși a revenit frumos. Și acum am înțeles că există un blocaj, un precontract cu Albon, un drept de primă opțiune. Uh-huh. Pe care Red Bull o poate avea, adică dacă Albon termină și e liber de contract și Red Bull îi spune da, te luăm noi, am înțeles că s-a semnat un astfel de contract și el va trebui să ducă la Red Bull. Dacă Albon e liber de contract de la Williams și vine Mercedes așa, da. Poate să vină Red Bull peste să zică stați așa, luăm noi. Da, deci e și acolo un pilot cu potențial, mi se pare mare, cu rezultate bune în condiții unei mașini slabe și în general o echipă tremurândă. Și mai este ipoteza ta asta cu Sainz, care nu e departe de realitate, pentru că Sainz vine tot din poolul Red Bull, de fapt. Sainz tot cu Marco a crescut, el tot în Toro Rosso a ajuns, a intrat în Formula 1. Deci a ieșit el de acolo la un moment dat, așa cum a ieșit până la urmă și Gasly, să zicem. Că, na, cât să te ține acolo dacă nu mai ai unde să mai faci permutările, dacă exact. Te-au dus la Red Bull și te-ai întors, dar la Sainz nici măcar n-a apucat să urce. Dar s-a dezvoltat frumos, e foarte posibil, relația e deschisă, se cunosc foarte bine. Adică dacă nu s-a terminat în sânge și eu nu cred că s-a terminat în sânge, da. De ce nu? Exact. Bun. Și ar fi o mutare mai bună pentru Sainz, dacă ar veni o astfel de propunere, în 2025, să zicem. Decât să se rămână, decât să se ducă la Audi. Decât să se ducă la Audi, pentru că la Sauber, pentru că Sauber o să fie 2025. Cum o să fie în continuare Sauber și Audi o să vină în 2026, dar o să facă prezența. Un an, doi. Cât o face prezența? Da, nu cred că o să vină tun. Peste Red Bull. Tun. Exact. Adică, da. Deci, dacă ar veni oferta asta, eu cred că Sainz o îmbrățișează și cu picioarele. Da, și nu e de necrezut că cineva de la Red Bull ar putea să se uite spre Sainz. Cu atât din cauza că ar avea foarte mulți piloți din care să aleagă ei in-house, dovada cea mai clară fiind faptul că s-au uitat și la Norris anul trecut. Puțin, au tras cu ochiul. Zis, bă, nu-i merge bine lui Norris la McLaren, noi să investigăm un pic, adică... Da, nu înseamnă că dacă au un bazin de piloți plin, nu se mai uită și în stânga, pentru că pe ei interesează, până la urmă, rezultatele pe premii și pe cașcaval, nu? Da. Ca pe oricine. Ca pe oricine, da. Bun, practic am închis cu Ferrari și cu Red Bull deja? Nu, n-am închis cu Red Bull, că mi se pare foarte simpatic faptul că simpatic. Așa. Odios, adică mi se pare odios. Că n-am avut nicio imagine cu Horner, nici în calificări, nici în cursă. A fost o singură imagine când se cânta imnul sus și era Max Verstappen pe podium. O singură imagine cu Horner jos în echipă și au avut grijă ca acea imagine să fie una în care era și Jerry lângă el. Erau amândoi. Deci singura imagine cu Christian Horner de la calificări, de fapt de pe la practice, dar zic de la calificări, unde e important, unde se uite lumea, la calificări și la cursă, n-am avut nicio imagine cu el de pe pitwall, n-am avut nicio imagine cu el din boxă, din pit, n-am avut nicio imagine, niciun interviu, nicio întrebare oficială pe canalul de Formula 1, l-au ținut departe în mod special și singura imagine, flash-ul ăla, secunda aia, care odată au avut grijă să fie amândoi, bănuiesc că toată lumea știe deja că a ieșit pe internet cineva, dat, a făcut publice mesajele lui Horner către asistenta lui personală
și o parte din imagini. Nu s-a confirmat că sunt oficiale, dar par a fi oficiale. Okay. Nu s-a confirmat. Dacă nu le-ați văzut, mai căutați-le că le găsiți voi. Da, nu s-a confirmat. Red Bull a... Vorbim despre veridicitatea mesajelor, cum corect. Nu poate să vorbească nimeni, dar dacă sunt for real, e urât. Sunt, da. E clar că dacă sunt for real, e clar că a fost acolo o... Așa. A fost acolo o, ceva. O singurul lucru pe combinație care... de naivitate și agresivitate și... și prostie. Și prostie și... Mai multe lucruri. Singurul moment în care l-am auzit pe Horner a fost într-un mesaj către Checo la finalul cursei, când i-a zis mulțumim Checo, a fost o cursă minunată, great way to start the season, 1-2, da, da. Mulțumim, la revedere. Cred că i-a dat și lui Max un mesaj la final. E posibil. Dar eu mă referam strict la imagine. Oricum, scandalul ăsta a luat amploare, Red Bull inițial Exonerat pe Christian Horner de vină, a dat un comunicat sec vis-a-vis de chestia asta, nu s-a comentat foarte mult, ulterior au apărut mesajele astea și imagini pe net, a fost și o promisiune că vor mai apărea și alte lucruri, dar n-au, deocamdată, cel puțin când vorbim noi aici, nu, n-au mai apărut. E o situație dubioasă, e focus mare din nou pe Formula 1, și pentru că a început campionatul, dar și din motive greșite, cumva, știi, că scandalul ăsta atrage și... Scandalul ăsta e conex cu Formula 1 și, practic, nu e neapărat despre ce ne dorim noi să vorbim aici la podcast. Prin urmare, o mai scurtăm și noi pe asta și vă spunem doar atât. A început totul acum câteva săptămâni. Domnule, îl anchetăm intern la Red Bull pe Christian Horner pentru inappropriate behavior. După 3 săptămâni, puțin înainte de începutul sezonului, comunicat de presă că l-am exonerat. 24 de ore mai târziu, link anonim către toți capii Formulei 1, toți managerii echipelor și 150 de jurnaliști. Cu dovezile împotriva lui Horner adunate de cineva care a făcut prin screen-uri sau care a vrut să-l presupuse pună prin screen-uri ale exact. Personal assistant exact. Femeia care ar fi fost victima bullying-ului și agresiunii sexuale implicite prin mesaje, cum prin ar mesaje, așa, exact, dacă da. Nu se, adică în fine, chiar de la cineva care ar fi din familia. Exact, deci este o poveste, deocamdată nu a confirmat nimeni, nu a zis nimeni, bă, sunt mesajele adevărate, alea pot fi făcute și pe calculator, whatever, poate să le facă oricine în Photoshop. Sunt niște prin screen-uri, n-a dovedit nimeni veridicitatea lor sau e oricum o bârfă, nimic lor. Oficial. E o bârfă, nu e nimic oficial, dar, ca de obicei, probabil că nu e fum fără foc. Oricum, suntem în momentul în care, după ce Red Bull l-a exonerat pe Horner și 24 ore mai târziu am văzut astea, e posibil să avem probleme cu Red Bull din punct de vedere al Formulei 1, care să zică, bă, cu lucrurile astea pe masă, dacă sunt adevărate, voi l-ați exonerat pe ăsta, noi suntem un sport global, suntem în 2024, nu ne putem permite așa ceva. Am înțeles că șeful FIA cu șeful Formula 1 s-au întâlnit la Bahrain, chiar și cu Horner să discute problema. Vom vedea în zilele următoare ce se întâmplă. Până una alta, noi ne întoarcem la Red Bull și da, nu am mai avut imagini cu Horner, dar am avut Red Bull 1-2 pe podium. Da. Urmează să vedem dacă nu cumva iese la suprafață acel conflict intern din compania Red Bull despre care vorbesc mulți. Ok. Între nou management format din Oliver Winslow sau așa. Okay. Winslow, nu mai știu exact cum îl cheamă. Okay. Și băiatul pe de o parte alături de băiatul lui Dietrich Mateschitz și pe de altă parte acționariatul tailandez care are 51% din acțiuni și care se pare că ar fi mult mai aproape de Christian Horner ca idee decât partea austriacă, care consideră că i-a crescut puterea foarte mult și că este foarte scump. Da, el totuși fiind omul care a construit echipa asta fiind cel mai vechi lider de echipă din Formula 1 în momentul ăsta.
În fine, trecem peste. Bun. Ce am văzut, Max Verstappen, nu l-am văzut pe ecran, n-avea rost să-l vedem pe ecran, adică că era de capul lui. A terminat cu un timp de pit stop în avans față de Perez, deci dacă n-ar fi avut fastest lap, ar fi intrat sigur ca să facă fastest lap. Nu era cazul, pentru că oricum avea turul cel mai rapid, semnificativ mai rapid decât al doilea. Deci avem Max Verstappen face ce face Max Verstappen. Perez a terminat cel mai bine din ultimele 9 ture. E un start extraordinar pentru Red Bull. Bravo, felicitări. Chiar? Absolut. Pe merit. Da. Adică pe nimic altceva decât și pe cu merit. O mașină schimbată radical, cu soluții tehnice noi, asta abordări este surprinzătoare. Asta deci este o discuție pe care trebuie să o avem despre Red Bull și anume faptul că ei fiind atât de clar dominanți în ultimele două sezoane, cu o mașină net superioară față de restul plutonului, nu s-au culcat pe laur și peste iarnă au schimbat-o semnificativ. Ok, n-au făcut o revoluție cu totul, dar au schimbat-o semnificativ față de anul trecut, în timp ce restul plutonului oarecum a încercat să le copieze soluțiile de design și aerodinamică astfel încât să se mai apropie de ei. Ceea ce s-a întâmplat la Red Bull a fost că Newey a zis, bă, știți ce? Ducem mașina și mai departe. Și au venit cu modificări substanțiale, astfel încât și anul ăsta sunt, cel puțin după teste și cursa asta, clar în față. După cum vorbeam și cu Cătălin săptămâna trecută, pare totuși că restul plutonului este un pic mai aproape de ei decât a fost anul trecut. Adică, în mod evident, în se, vede pe și timp, se vede pe timp. Și Ferrari e mai aproape, dar nu doar Ferrari. Și McLaren e mai aproape și Mercedes, chiar dacă în cursa asta nu le-au mers lucrurile cum ar fi vrut. Știi, până să trecem de la Ferrari, ce mi-ai făcut cu asta? Eu am am mașinuțe multe, 1.43 din Formula 1, pentru că am foarte multe și n-aș fi avut loc de mai mari. Uh-huh. Am și căști, niște căști 1.8, 1.12, de-astea mai mici, știi? Tot. Tu acum, pentru că ai venit cu chestia asta, asta e o provocare pentru mine cumva. Eu nu o să pot să o las doar pe asta acolo. Adică îmi place mie de Sainz, dar nu o să pot să am cea mai mare cască a lui Sainz. Va trebui să pun lângă ea și niște căști mari și de pe la alții. Bravo, mulțumesc. Înțeles, o să mă ții minte pentru asta. O să te ții minte, da, foarte. Nu pot decât să mă bucur. Da, am spațiu acum, am creat un spațiu. E fix, la fix. Bine, Hai să vorbim de McLaren. Eu am apreciat, mi se pare că am apreciat bine ordinea, cum am văzut-o, dacă ți-aduce aminte. Episodul trecut. Da, episodul trecut. Exact așa am văzut-o. Am văzut-o cu Red Bull, am văzut-o cu Ferrari, mi s-a părut că e în față și s-a dovedit că sunt puțin în față, așa au zis și ceilalți. Mi s-a părut că în cursa asta, că Mercedes a avut un rid bun, în schimb au avut niște probleme de încălzire cu răcire, motoarele. Da. Mă rog, overheating. Overheating, da, deci răcire răcirea sau overheating, nu se știe care, adică ori răcirea mai slabă, ori supraîncălzire. Aici, da, una fără alta nu se poate. Am auzit în post-race show pe Fonul TV că problemele astea de supraîncălzire le-au avut cam toate monoposturile powered by Mercedes. Da, păi s-a văzut și pe problemele. Bine, Williams a avut probleme cu volanele pentru că poate ați sesizat ăștia care vă uitați de mult timp la Formula 1. Uh-huh. În sfârșit, Williams a trecut de la display-ul pe șasiu la display-ul pe volan, cum au toate echipele. Și au avut niște probleme, niște glitch-uri cu volanul în general și s-au rămas deseori camerele focusate pe inclusiv Albon, n-a putut să schimbe ceva în meniu, dar primea instrucțiuni să facă ceva în meniu și zicea că nu reușesc. Nu reușește să schimbe fazele meniului acolo, în fine, nivelurile. Atenție, observație vreau să fac aici. Chiar dacă s-a trecut și la Williams în sfârșit de la display pe coloana direcție pe volan, încă în Formula 1 nu avem comenzi cu touch pe display-ul volanelor, să știți, toate sunt cu butoane. Mă întreb de ce. Exact. Naiv. Naiv, da. Complet exact. Naiv, da. Așa, și am lui, cum îl cheamă, mă? Sargent. Eu chiar i-au schimbat volanul în timpul cursei. Da. Bine, o cursă slabă, dacă tot am ajuns la
Williams. O cursă slabă overall și plus cu ieșitul, plus cu schimbatul volanului, plus cu startul, plus cu, în fine, calificarea slabă. Deci Sargent a început cum a terminat. Albon e tot acolo cumva. Williams progres față de anul trecut, dar nu. Williams are un progres față de anul trecut, dar în condițiile în care toate echipele au avut un progres față de anul trecut, progresul lor nu prea se vede între ceilalți. Da. Mi-e place foarte tare de Vowles. Mi se pare că e un tip cu potențial fantastic în Formula 1. Cred că pe măsură ce capătă experiență vor veni și rezultatele, mai ales că anul trecut a reușit și a adus echipa de pe ultimul loc pe 7 unde au terminat. A rezultat că au avut și niște probleme de livrare de componente, au venit cu componentele foarte târziu, ei n-au apucat să practic să testeze, adică acest întreg făcut dintr-un miliard de componente care e o mașină de Formula 1, nu a putut să fie pus la punct 100%. Perfect, la perfect. Deci e un pic, ar putea să nu fie foarte relevantă această cursă, primă cursă pentru Williams, pentru că ei încă erau cu niște lipsuri, într-o întârziere de reglaj față de restul tuturor echipelor. Dacă ar fi să punem un sticker pe Williams la Bahrain, acesta cred că ar putea să fie... Atât s-a putut, da. Și s-a putut locul 15 pentru Albon. Atât și... s-a putut la Albon. Unde este? Sargent locul 20. De ce nu ne miră? Nu, mi-eșea din ecran. Da, de ce nu ne miră? Da, în fine. Și cu problemele respective, deci e acolo și o mică scuză. Dar și pe volanele lor se vedea car overheated. Mhm. Cartul hot sau nu mai știu care era mesajul. Da. Revenind la supraîncălzirea Mercedes. Motor care venea pe motoarele, pe unitatea propulsoare de la Mercedes. Legat de Mercedes, ei au gestionat cursa asta cumva, pentru că Russell a mers mai bine în calificări decât Hamilton, în mod evident. El pornind de pe 3, Hamilton pe 9. Hamilton a virat-o în direcția că a ales un reglaj care să-l avantajeze în cursă față de un reglaj mizat pe un astfel de reglaj față de un reglaj pro-calificare. Nu s-a dovedit Că reglajul ăsta ar fi fost benefic în timpul cursei. Da, pentru că el a mers în spate tot timpul și a avut o evoluție, cum să zic, banală, nimic special în sensul ăsta. A tras acolo, a urcat două poziții într-un final, de la 9 la 7. Dar pentru că are, în primul rând pentru că a regresat Fernando Alonso, știi? Da. Russell, în schimb, a trebuit să gestioneze această problemă de încălzire în mod absolut evident, adică a fost mai avansată la el decât în cazul lui Hamilton. Deși el mergea bine și era acolo în față la bătaie, a trebuit să o lase mai moale. Când ți se spune să... Lift and coast, adică trebuie să... Ridici din gaz ca să nu se mai încingă, da, și să o lași să ia mai mult vânt fără să mai încingi motoarele. Nu e doar o problemă că pierzi pe bucățica aia pe care faci lift and coast, care înseamnă câteva zeci de metri înainte de frânare, în special pe liniile mai drepte. Mai lungi, da. Problema este că îți scoate anvelopele din fereastra optimă de operare. Pentru că îți schimbă modul în care frânezi, modul în care abordezi virajul, practic vii cu altă viteză. Ușor, nu mai poți să le ții, iar pneurile de Formula 1 operează optim într-o fereastră foarte îngustă, adică problema este majoră pentru ei. E, cum ziceam mai devreme, încă o exemplificare a faptului că dacă în timpul cursei nu-ți merg toate lucrurile perfect, da, e foarte ușor ca foarte multe lucruri să o ia razna în cascadă. Da, ai văzut, bănesc că a văzut toată lumea, maturitatea lui Hamilton când a ieșit Piastri de la boxe, care a încercat să țină poziția, a ieșit în fața lui Hamilton, a încercat să țină cu... cât a putut, dar cu toate încălzitoarele alea care țin anvelopele în pit, anvelopele sunt reci și n-a putut să... Practic, erau și harduri, da, primul viraj, a făcut un power slide, mic power slide și Hamilton a trecut liniștit și a câștigat mult timp. Bine, du-te tu, mă! Du-te tu, mă! Așa e, da. Deci, oricum, un punct de plecare bunicel și pentru Mercedes.
părerea mea. Nu, mult mai promisător decât anul trecut. Adică, despre ce vorbim? Vorbeam despre faptul că toate echipele au făcut un salt înainte și Mercedes, în mod clar, a făcut un salt înainte. Că au avut problemele astea aici, asta nu înseamnă că mașina lor nu poate ajunge la performanța Ferrari, cel puțin. Da. A fost un comentariu cum că Verstappen cu timpii din cursa asta s-ar fi depășit pe sine cu o tură față de RB19 anul trecut. Deci progresul este... e măricel, ca să zic așa. Da. Cam atât la Mercedes. Nu am mare lucru de spus. Doar e haioasă mica... lovitură cu, și aici cu manta, da, pe care i-a dat-o Hamilton lui Russell în conferința de presă când a fost întrebat dacă, având în vedere că el pleacă la Ferrari, crede că Russell e gata ca să ducă echipa mai departe și a avut o, efectiv, o pauză lungă și o ezitare maximă, după care a livrat frazele de PR, dar toată lumea a văzut palma respectivă, adică războiul intern e încins tare. Da, dacă tot ai vorbit de o palmă între doi piloți, mie mi se pare că o palmă virtuală i-a dat și Sainz lui Hamilton, după cum Sainz le-a dat o palmă și ăstora de la Ferrari. Adică ați anunțat acum două săptămâni că îl luați pe Hamilton în locul meu. Uite. Da, da. Da, în fine, da. Aici rămâne de văzut. Rămâne de văzut la sfârșitul sezonului, dar mișto, oricum. Astea o să rămână niște puncte de discuție tot anul, știi? Fii atent, punct de discuție. Cum l-am dat pe ăsta cu Sainz la Red Bull. Ce crezi tu se mai face transferul lui Hamilton la Ferrari în locul lui Sainz, dacă Sainz este la finalul sezonului 24 mult în fața lui Leclerc în puncte și, nu știu, dă-o ipotetic. Să zicem că, ok, câștigă Max campionatul, dar avem pe Sainz pe 2 și pe Charles pe 7. Da, adică pe genul ăla. Zim ce se întâmplă atunci. Am scăpat de pilotul greșit. Exact, da, da, da. Ce crezi că se întâmplă? În primul rând, nu cred că o să întâmple așa mare diferență. Ok, ok. Adică Leclerc a terminat totuși pe 4 cu mașina bulită. Da, adevărat. Știi? Adică da. A reușit să compenseze. Am dat și o ipoteză, nu? A reușit să compenseze o problemă mare pentru pilot de curse. Știi? Da. Totuși. Așa, dar nu cred că o să fie diferența asta așa de mare, dar da, ar putea fi o palmă. Dacă se poate întâmpla sau nu, dacă ar putea să nu se mai întâmple sau nu transferul, sincer, mă îndoiesc, pentru că acolo sunt niște clauze care sunt așa, bine, da, semnat, sunt niște milioane acolo, da, niște clauze, nu poți să ieși așa, chiar așa. Da. Dar tot ce e posibil, știi? Da. Adică, oricum, dacă e să semnezi un contract beton, să presupui că cineva are în Formula 1 o echipă care să semneze un contract beton, Hamilton e acel pilot, știi? Da, da, da. Nu cred. Și ți-am zis, pensionarea bună. Nu? E foarte bună. E bună. La Ferrari în roșu e mișto. Bun. Așa. Aston Martin, hai să luăm. Dar eu sper McLaren, mai mult decât McLaren la o pensionare de la el. Eu sper de la el să fie beton, bombă, beton. Să mi-ți-l împingă pe Leclerc și totuși Leclerc să-l bată. Frumos. Frumos scenariu. McLaren. Ai văzut cum a mers McLaren? McLaren a mers... ar părea că nu, dar eu așa că superb. Nu e așa? Da. Așa mi s-a părut. În primul rând au plecat bine, față de anul trecut incomparabil. Da. Bahrain nu este o cursă care îi favorizează mașina McLaren. Deci, dacă ei au mers... În ritmul ăsta. În ritmul ăsta. Și au fost acolo. Practic, Norris mai avea puțin și îl bătea pe Russell, care avea niște probleme, dar oricum, în situația în care asta nu era o cursă pentru mașina McLaren, eu cred că ei s-ar trebui să fie fericiți. I-am văzut pe ambii piloți McLaren fericiți la final. Am observat și o glumă. Cum a fost? A fost gluma... Lando Piastri. Nu Oscar Piastri. Lando Piastri. Da, cuplul Lando Piastri s-a descurcat minunat în cursa asta. Mașina, cum spuneai, a mers minunat, chiar dacă nu era nu era favorizată de circuit. În teste au avut ceva
mici probleme tehnice, nu s-au multiplicat nici în practice, nici în calificări, nici în cursă. Deci eu cred că au trecut cu bine. Vezi, uite, la Mercedes au apărut ceva probleme care trebuie rezolvate și da. Mr. Wolf spunea că ei nu înțeleg ce se întâmplă. Deocamdată. Și că trebuie neapărat să uită în date și speră să iasă de acolo, să înțeleagă ceva, pentru că ei nu s-așteptau la chestia asta. Și în plus, l-am auzit pe Norris spunând că locul lui pe grila de start, dacă n-ar fi greșit el în calificări, ar fi fost de front row. A zis, mașina a mers minunat, am greșit eu de câteva ori și I'm sorry echipei, dar ar fi trebuit să fiu mult mai în față cu ea. Adică omul și-a făcut mea culpa și a zis să știi că mașina mergea mult mai bine, eu ar fi trebuit să fiu mai sus în rind de one lap. Deci eu zic că e un start pozitiv. Aston Martin, exact cum ziceam, în topul ăsta, first five, grupul de 5 din față este și Aston Martin, este din punctul meu de vedere, este acolo unde mă așteptam, un pic în spate, unde a și terminat anul trecut. Exact, da. Un pic în spatele ăstora, cumva, deci nu a făcut un progres vis-a-vis de celelalte echipe. În schimb, deci, o evoluție un pic peste așteptări în calificări la Alonso, o evoluție în cursă conform așteptărilor, cumva, au o bază de unde să pornească. Din ce l-am văzut pe Alonso și ce a declarat, ar fi loc, adică ei ar cam ști unde să mai ciugulească niște timp. Ce mi-a plăcut este faptul că, deși Lance Stroll a fost întors de Nico Hülkenberg în primul viraj, a reușit o recuperare frumoasă și a luat un punct pe locul 10, deci bravo lui Stroll. Practic o revenire un pic neașteptată cumva, de pe ultima poziție. Sau mă rog, da, de pe ultima poziție, cred că era. Da, cred că ultimul era. Da. La un moment dat. Cam asta, nu am altceva mare lucru de spus. Mai departe. Pe cine mai avem? După Stroll a venit Joe, care a o surpriză pentru mine. O surpriză pentru toată lumea. Da, mă așteptam ca Sauber să fie nițel mai în spate, la fel cum așteptam și ca Haas să fie nițel mai în spate. Eu am zis că Alpine este la coadă cumva și s-a dovedit că cea mai accurate prediction. Da, din păcate pentru ei haosul din management nu are cum să nu se reflecte în performanță cumva, pentru că uite, avem un rezultat extraordinar de slab pentru o echipă care în 2022 a terminat pe 4. Da, și anul trecut pe 6. Și este o echipă de uzină integral. Deci, teoretic, ar trebui să existe o coeziune și un nivel de performanță la un nivel superior, pentru că ar trebui ca și suportul să fie mai solid și componentele să fie mai bine integrate și echipa, oamenii să lucreze mai bine unii cu alții, cumva, habar n-am. Dar am văzut că nu, că au existat probleme astea de management. Se pare că au afectat echipa. Îmi pare rău, cumva. L-am zis pe cumva ăsta de un milion de ori. Nu doar că îți pare rău de Alpine, în general, care e un brand de care te poți atașa, cu istorie, cu legendă, cu astea, știi? Adică ai o echipă de uzină, ok, e Renault, ai un brand istoric, dar îl ai și pe Gasly, care e un tip mișto și un pilot care merită mai mult decât un Alpine care să plece de pe 19 și 20 în cursă. Mie și Ocon mi se pare drăguț. Știu că tu nu prea l-ai la suflet așa, dar mi se pare un copil care a venit cu un copil de familie modestă. Da, da, absolut. Care a crescut pe forțele lui, pe puterile lui, pe performanța lui. Da, și când vii, gândiți-vă așa, Lando Norris vine dintr-o familie care este una din cele mai bogate din Marea Britanie. Lance Stroll vine într-o familie care este una dintre cele mai bogate din lume. Mă rog, sunt până la urmă și alții
nu vin pe medii, din medii mai, din care găsești, te descurci mai ușor, cu relații, sunt cu sponsori. Propulsați mai ușor. Pe Ocon e unul din cei care a venit de jos exact. Și trebuie apreciat chestia asta. Din punctul ăsta de vedere, și Hamilton a avut de luptat mult. Din punctul ăsta de vedere, Hamilton a avut poate cel mai mult de luptat, pentru exact. Că chiar dacă Hamilton a trăit într-o eră în care problemele la care faci referință au fost mai mici față de ce aveam înainte. Exact. Dar mai ales în zona inferioară, în care PR-ul nu e prezent și politica lui correctness-ul da. Nu e băgată în seamă, el a crescut greu acolo, a avut de luptat. Adică exact. El a fost prieten de conjunctură cu Rosberg și au fost de când sunt copii și nu știu ce, dar diferența dintre mediile celor doi era ca de la cer la pământ, adică da. Rosberg venea dintr-o da. Dintr-o altă stratosferă versus exact. El a avut de luptat, deci acolo cu atât mai mult da, jos pălăria da. Ce a reușit să facă și să demonstreze top. Bun, să mergem mai departe la RB, Visa, Cash App, Racing Bulls, despre care toată lumea vorbește în F1 TV ca RB. Nu le zice nimeni Visa, Cash App niciodată. Când zici RB, desigur că primul instinct este să te gândești la Red Bull, dar de fapt pe ei cheamă Racing Bulls. Prin urmare, Ricci și Tsunoda. O discuție simplă aici. Performanța echipei nu e extraordinară. Probabil s-ar fi așteptat să fie un pic mai sus. Mai bună, da. Probabil ar fi avut o șansă să fie în locul lui Zhou și Magnussen. Dar din tot felul de considerente de cursă, cam asta a fost performanța lor. Au făcut un switch între piloți pe ultimele tururi. Switch pe care Tsunoda, care era în față pe harduri, l-a acceptat un tur mai târziu decât i-a fost comunicat. Poate ar fi avut o șansă în plus Ricci să treacă mai în față da. Și să-l depășească pe Magnussen. Yuki, după cum îl cunoaștem, foarte coleric. Sigur, noi n-am auzit toate înjurăturile pe radio pe care el le-a dat în cască, dar ce m-a surprins pe mine de fapt este că Yuki a livrat și o formă de sarcasm pe radio. A zis that was brilliant, thank you. Înțelegi? Da, bine, ultimativ Ricciardo nu a făcut pentru ce a fost lăsat în față să facă, adică să-l depășească pe Magnussen și să încerce să-l atace cât de cât pe Zhou până la final. Dar trebuia lăsat să încerce, pentru că era pe anvelopa mai moale, soft, mai da. Rapidă. Poate dacă ar fi avut un tur în plus, ar mai fi fost o șansă, pentru că anvelopa asta este foarte rapidă într-o fereastră foarte scurtă de timp. Da. Da, a fost o șansă slabă, dar din poziția 14-13 n-ai cum să nu mai iei. Da, adică, nu contează. Bă, Yuki, îmi pare rău, dar totuși tu ești hai să vedem, poate acolo. Merge. Hai să vedem, poate merge, hai să-l lăsăm. Da, mi se pare justificată. Da. Dacă era să fie, el a încercat până în ultimul tur. Da. Dar, pentru că diferențele de timp sunt foarte mici, deci asta vreau să spun, că măcar din perspectiva competiției, ăsta 2024 pare să fie promițător. Ok, chiar dacă o să avem pe Verstappen în față la galop, dar în spate o să avem tot felul de depășiri. Deci ăștia au terminat toți la o secundă, două, la zecimi, la sutimi, adică e... Aici voiam să aduc discuția, că despre Haas oricum am vorbit un pic. Hülkenberg l-a lovit pe Stroll la început și Magnussen a terminat pe 12, ceea ce absolut ok pentru el, adică probabil Haas a avut o performanță mai bună în cursa asta decât a terminat anul trecut. Deci ce rezultă așa? Că ne-am păcălit un pic în teste, adică eu la Haas un pic m-am păcălit un pic, pentru că se pare că ei chiar au lucrat pe în regim de rezervor plin, în regim de cursă cumva, mai mult, acolo unde aveau de lucru, să zicem. Și performanța lor a fost un pic mai bună decât mă așteptam. Adică Hülkenberg a ajuns în Q3, a plecat de pe 10, avea o șansă bună, având în vedere ritmul de cursă,
gândește-te că el a rămas, i-au schimbat tot botul, da, toată partea din față, aripa și, mă rog, da, se prinde cu totul acolo. I-au schimbat aripa față, a stat multe secunde la boxă, a rămas ultimul și totuși a terminat pe 16. Adică a reușit să depășească mașinile Alpin, care n-au avut pituri extinse sau, da, probleme, întoarcere, da, răsuciri. Da, da, da. Deci o evoluție foarte bună. Sau o evoluție foarte proastă la Alpin. Luați-o, okay, cum vrei. O evoluție foarte proastă la Alpin și una mai bună decât ne așteptam la Haas. La Haas, exact. Și Magnussen, care a terminat pe 12, na, e, cred că e bine. Eu cred că ei se declară mulțumiți. Știi? Bun, deci am închis și cu Haas și am ajuns unde voiam să duc discuția, și anume în punctul în care cam toată lumea care s-a uitat la cursa asta și a zis, să mă anunțați și pe mine când începe sezonul nou de Formula 1, că m-am uitat, mi se pare că m-am uitat la o reluare din 2023. E adevărat că nu greșește foarte mult, da, dar e adevărat că nivelul de spectacol pe pistă n-a fost extrem. N-am avut accidente, n-am avut depășiri super spectaculoase, n-am avut schimbări de situație majore. Da, majore, dar n-a fost așa un spectacol extraordinar. Spectacolul, în schimb, cred că la cursa asta a venit către fanii hardcore Formula 1, adică ăia care se uită pe cifre, ăia care se uită la echipele din spate, la echipe, se uită pe timpi, sunt un pic mai antrenați în tehnicul Formulei 1 și mai puțin în blablaul Drive to Survive. Știi că am zis că Steiner o să revină așa, da, la Netflix sau ceva. Da, da. E la RTL. Deci dacă cineva vrea să-l vadă, deocamdată e la RTL. Dar eu cred că o să mai... Dar nu, e pe bune. Adică da, era în paddock cu, da, cu pas, dar de presă. Pas, da, de presă. De data asta, știi. Asta e. A rămas în circ, dar da, în partea asta. Cred că e momentul să ne oprim aici cu episodul ăsta de Formula 1 și 1. Mă bucur foarte tare că am reușit să-l facem astăzi. A fost o surpriză și pentru mine programul ăsta de weekend cu cursa sâmbătă, pentru că eu mâine plec în Finlanda ca să mă duc să testez un Mitsubishi. Mă duc să merg cu un Mitsubishi Outlander și am vaga impresie că o să am și o experiență Copilot, atenție, cu un Lancer Evo cu Juha Kankkunen. Dacă mă puneai să zic un pilot, aș fi zis Juha Kankkunen. Da. Sper să se întâmple asta. Nu știu exact programul de acolo. Vă mulțumim că sunteți aproape de noi în podcastul Formula 1 și 1. Ca de obicei, vă rog, nu uitați să like, comment, subscribe. Să vă jucați cu clopoțelul ca să primiți notificări când mai postăm videouri pe canal și să ne spuneți și predicțiile voastre, previziunile voastre despre podiumul de la Abu Dhabi, de la care? De peste o săptămână. Saudi Arabia. Ah, din Saudi Arabia, da, scuză-mă, Jeddah. Exact. Deci, după ce ați văzut prima cursă de Formula 1 din sezonul 2024, cine credeți voi că o să o câștige pe a doua? Nu, neapărat cine o să o câștige. Scuză-mă. Nu că dacă ne oprim acolo. Hai să nu ne oprim acolo. Exact. Care credeți voi că o să fie podiumul? Podiumul meu, predicția mea de podium de la prima cursă a fost Max, George și Leclerc. După cum vedeți, încă o predicție de succes din partea mea. Salut, mulțumim!